această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoenescu, gazda dumneavoastră, ca de obicei, la emisiunea Ordinea de Zi. Astăzi vom vorbi despre politichie și ne extindem așa puțin în Oltenia, pentru că, după cum știți, ne vedem și într-o mare parte din județul Mehedin și în câteva localități din Dolj. Doamne ajută să fie mai multe! Dar, în general și în special, o să vorbim despre gorj. Ce se întâmplă, sunt multe, multe lucruri care se întâmplă politica gorjană, se reașează trupele, e normal, vin alegerile parlamentare. Invitatul meu pentru această discuție este Cornel Șomă, cu colegul nostru. Bună seara, Cornel, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Da, sunt lucruri interesante în politica gorjană și aș putea spune că pe undeva sunt și normale, având în vedere apropierea scrutinului electoral al legilor parlamentare. De ce spuneam că sunt interesante? Nu mai avem doar două mari partide unde lucrurile care se întâmplă sunt interesante și mă refer aici la PSD și PNL. Ce avem o nouă forță pe eșichier, și așa era o forță în sensul validat electoral, avem aici partidul Mișcarea Populară, dar prin această fuziune, prin absorție cu npr partidul s-a întărit. Și mai avem o forță mai mare, ALDE. N-am uh, -am amintit de ALDE acum, deoarece la acest moment ALDE și-a definit deja o poziție, dar rămâne de văzut dacă acest partid nu va suferi, că sunt două discuții aici. Pe de o parte, prea mare apropierea electoratului liberal pe care îl are la ALDE de PSD s-ar putea să nu fie cea mai fericită alegere. Pe de altă parte, ALDE câștigă la acest moment electorat, oameni, chiar lideri marcați din PNL, se îndreaptă spre ALDE pentru că nu au loc în Partidul Național Liberal, prin această reorganizare care se face acum cu un singur lider. Vechii liberali sunt dați la o parte, vechi Pedeliști preia, preiau organizațiile. În această situație, practic, ei se îndreaptă ca spre simbolul liberalismului. Nu știm dacă e chiar așa, dar așa, așa se prezintă acum, paru? că limbă pescută-liceam, deci merg în partidul lui. La nivel de țară, citeam zilele trecute, în toate filialele Partidului Național Liberal sunt mișcări de trupe, cei care nu prind funcții importante sau nu prind poziții eligibile pe liste, pentru că deja se fac listele, să nu credem deci noi că nu... mai precis să... se fac... îndreaptă către liste, nu către doctrine de partid. Și către, doc... către liste mai Și, libere, și către doctrine, ca să fie adică... pe locuri eligibile, zic eu. Asta e principala problemă. Dar trebuie spus că sunt liberali vechi, liberali care dacă au prins ceva gen consilieri, nu-și doresc parlamentarele și care acum se văd, mai ales dacă n-au prins ca și consilieri, că acolo sunt, sunt puțin prizonieri, nu pot să plece, cei care nu sunt legați cu o funcție de partid, acum se gândesc foarte serios să meargă spre, partidul, spre uh, alianța liberalilor democrații europeni. Cam așa cred că se traduce ALDE. Liberalii care își dau mâna cu PSD-ul. Da, dar luându-o aplicată acum pe fiecare în parte, uh, în momentul de față, cred că partidul, mișcarea populară al lui Traian Băsescu prin fuziunea cu NPR, cred că a devenit a treia forță din România și abia a patra este Alde, deși electoral știm că Alde a ieșit în fața PMP-ului la nivel de țară. Și mai știm că un s-a declarat cu PSD-ul înainte de alegeri. Da, s-a declarat cu, cu PSD-ul, dar mai e și, a mai fost și problema, PSD-ul n-a cedat să dea acele locuri pe care le-a ce le cerut un pentru parlamentare. N-au mai făcut greșeala de a-o făcut-o făcut în alte scrutinuri electorale. Pe de altă parte, și un EPRU ul a fost obligat, rezultatul slab la legile locale, să negocieze într-o poziție în genunchi și cu PNL-ul și cu PSD-ul și cu cele două mari. Nu s-au arătat au rămas cu interesate prea mult sau în orice caz au vrut doar parlamentarii respectivi, automat au rămas cu PMP-ul. Ca e să discutat. nu mai vorbim că Am de la PMP de... să s-a dus domnul Ireza direct la ALDE. Da, am văzut imediat primul pe domnul Iriza. Deci, sunt da, de... L-am văzut pe Traian Băsescu lăudându-se cu vreo 50 și ceva de parlamentari de la UNPR. Din informațiile mele, zestrea atât. este foarte redusă. E adevărat, UNPR-ul atât a avut. A, Din păcate, da? au avut chiar 60 la un moment dat. Dar au luat-o unii spre PSD, cei mai mulți, câțiva spre PSD, alții au rămas în partid urmând să vadă cum probabil speră acum la niște locuri eligibile pe lista PMP-ului. Dar în momentul de față, pe trendul de există în politica românească, cum fac sociologii, PMP-ul nu e, este în treștre, ca și, și ALDE de fapt. Dar vă spuneam, la ALDE există în momentul de față două variante și necunoscuta mare cred că este dosarul. Dosarului Toricianu, mai ales dacă va mai apare unul, pentru că așa se speculează, el și-a făcut Toricianu o campanie anti-DNA, aș putea spune cu dovezi, sau în ce caz a fost lider, singurul lider politic care și-a permis să critice DNA, pe motive întemeiate, părerea mea. Ori, în această situație, lovitura care a încasat-o prima, cea cu dosarul trimis că nu știu ce, n-ar fi dat o declarație corectă, nu-l slăbește, ba, din contră, îl întărește, întărește ari, a, figura aceasta, imaginea de justițiar, de luptător împotriva DNA. Un nou dosar, dar făcut serios, nu ca ăsta, în care să vezi concludent că ăsta a fost implicat în ceva, îi poate demola total imaginea și eu bănuiesc că laboratoarele justiției românești cu gilimele de rigoare lucrează la asemenea lucruri că se cam face politică, ce să vorbim Când, cum scoate unul capul Depinde de unde scoate capul din care parte ai și chelorului păi politic da, Dacă ne uităm dacă în... scoate din partea care trebuie, nu sunt nu Da, Dacă ne uităm la partidul meu, nu prea scoate nimeni capul Care partid? Partidul meu care de... e partidul tău? Nu, nu, Partidul meu, cu ghilimele de rigoare. Partidul meu, guvernul meu, toate celelalte, știi, așa este numit. E vorba de Partidul Național Liberal. Cu riscul de a se supăra, să spunem, unii simpatizanți liberali, trebuie spus că acest partid are la nivelul liderilor. Apropo, trebuie să avem unul singur. Deci, în următoarele zile, vom My afla, no. probabil, Alina Gorghiu va fi președinte și Vasile Blaga președinte executiv poate și invers, dar bănuiesc că tot între ei doi se discută, dar nu scot capul, ei nu, de asta nici nu câștigă electoral, că Partidul Național, Național, Liberal coboară constant. Ei spun decât ce se spune la Cotroceni sau ce spune, să spun, ce spune DNA, ce spune parchetul general. Deci bă, sunt, un sunt fel de, de cuvânt. Da, sunt un fel de purtător de cuvânt, e foarte bine zis, de de cuvânt al acestor instituții. Ori pentru marea masă, dacă tot ești un politic, trebuie să mai fii și critic. Bineînțeles, cu argumente. Mai ales fiind în opoziție. Aici e o problemă. Dacă o cine, opoziție, cine e în opoziție? Da, noi, în momentul de față, nu știm cine e la putere și cine e în opoziție. Teoretic, liberalii spun, nu, domnule, noi nu suntem la putere, PSD-ul e la putere că mai are oameni în structuri. Adică, 1, 2, 3 în ministere sunt în continuare de ocupate, teoretic, de psd pe de altă parte, PSD-ul spune, nu, ia uitați-vă, prefecții sunt, majoritatea au fost liberali, ia uitați-vă, directorii care au fost puși chiar și, mă, toți sunt într-o anumită direcție. Președintele era cu ei. Da, dar pe moment. Mai e președintele cu ei? Deocamdată are guvernul meu care este sprijinit de partidul meu. Deci în condițiile acestea Eu zic că este în continuare Sângele apă nu se face Deși, apropo de Klaus de Iohannis E de discutat dacă a fost chiar Membru al Adică nu că mem membru a fost al Partidului Național Nu știu cât de liberal vechi Pentru că el vine de la formul germanilor A venit în PNL, a dus de Clina Antonescu Propulsa spre o funcție foarte mare Gen președinte Deci nu știu cât de liberal e sau care ar trebui să fie Partidul lui, dar cele două partide de dreapta s-au unit într-un singur. E adevărat că e o fuziune cu scântei în continuare și sunt filiale în țară în care sunt, sunt probleme. Nici aici la Gorj nu sunt lămurite foarte mult lucrurile. Avem în momentul de față distinct Dan Vâlceanu este președinte, prin vice Tudor Barbu și conduce din ambele partide dar deocamdată cel puțin rezultatele alegerilor locale n-au fost dintre cele mai fericite iar acum partidul are o problemă, vor fi alegeri parțiale. În, deci, deja la Vladimir s-au lămurit lucrurile, sau au lămurit în sensul vom avea alegeri în următoarele șase luni. Așa se va întâmpla și la Drăguțești, chiar dacă avem o ieșire a lui Dan Vâlceanu, în care spune că în cazul lui primarului de Drăguțești n-ar trebui să funcționeze acest lucru, adică să nu suspende. Deocamdată prefectura n-a făcut acest lucru. Și vom vedea cine va câștiga, și aceste primării, pentru că, la acest moment, șanse mai mari au candidații PSD-ului care au fost pe locul 2 în ambele localități, decât un alt candidat din partea Partidului Național Liberal. Și foști primari. Și foști primari, da. Deci, Așa chiar cu rezultate bune. Au fost surprinzătoare pe undeva de rezultatele alegerilor de locale. În cele două localități. Da, dar trebuie, trebuie privit și din perspectiva faptului că primarii care au fost și care au candidat acum din partea Partidului Național Liberal au o anumită, au anumită trece, adică sunt, au notorietate dacă și-au mobilizat electoratul propriu pentru că asta se întâmplă la alegeri locale. Am mai spus, cred că, la emisiunea asta. Dacă ai neamul mare într-o anumită localitate, poți să câștigi alegerile fără, fără probleme. Deci te bazezi pe un număr constant de voturi, dacă adversarul nu le face, n-ai nicio problemă. Poți să, indiferent ce ai fi făcut sau dacă ajungi, la, dacă ajungi să depui jurământul, să nu fii arestat sau ceva de genul ăsta. Deci poți să câștigi. Foarte interesant că de regulă acolo unde este concentrația cea mai mare de populație într-o comună, să zicem, nu vorbim de Târgu Jiu sau de orașe, cam de acolo se pare că e cel care câștigă din, localitatea, din statul cu cea mai mare populație. Da, în general așa se întâmplă sau în orice caz cel care ia majoritatea într-un anumit sat, în satul cu cea mai mare populație. Că se poate întâmpla să fie din alt sat, dar să aibă un nucleu dur acolo de rude care, care poate controla lucrurile. Se întâmplă cam în multe localități, nu dăm exemple, că poate unii care spun că au așa sprijinul întregi tuturor cetățenilor s-ar putea să, să nu mai, adică să se vadă că nu-i chiar așa. Și așa, în Pina Oltenia noastră, cam ce se mai întâmplă la nivel de politică? Eu aș lua în continuare un exemplu. Să luăm câteva exemple, da. că o să mai mare. Da, mergem la situația de la Vâlcea, apropo de alegerile locale, unde primarul Gutău, cel care a făcut închisoare, condamnat pentru corupție, dar a trecut de perioada Prefinția de primar. Da, a trecut de perioada de încercare. Practic la acest moment el este un uh, cetățean reabilitat. Deci a ieșit primar uh, dintr de la un alt partid de opo deci uh, nu de la Partidul Național Liberal, dar el este asimilat de liberal. Practic liberalii la Vâlcea o parte din ei au votat cu Gutău, de asta a și a ieșit. Uh, acest partid încă uh, nu și l sumă oficial, dar practic el se știe că este la Partidul Național Liberal. Uh, acum, primarul respectiv uh, ar fi interesant de ce a fost ales, pentru că a avut uh, totuși Vâlcea e un oraș mare și faptul că uh, a fost votat de mulți cetățeni, dar uh, votat pentru ce a făcut ca primar este și foarte interesant. De fapt, uh, a, a fost de... el de fapt locomotiva, pentru că Partidul nu a avut atâtea voturi da. câte a avut el. Da, păi era un, un partid mai mic. Dar ce vreau să spun... Uh, în Dar nici când... PNL-ul nu a, nu a avut, cred că, voturi pe în... Păi adunate cât cele a două, primarul? probabil că <laughs> fac cât, <laughs> cât primarul. Dar ce vreau să spun apropo de gutău, mi-a atras atenția, l-am văzut la câteva zile după confirmare, de acum două săptămâni, o declarație pe televiziune în care, un, deci, dovadă că știa ce are de făcut, vom face asta, vom redeschide circulația prin centru, deci toate acelea foarte orchestrași și care au fost în Vâlcea, blocate de edilii de au fost după 2010 și care au nemulțumit cetățenii. Deci cetățenii practic l-au votat pe gutău să readucă unele lucruri normal la Vâlcea. Știți că Vâlcea era un oraș frumos, bine administrat, în alți ani era un exemplu pentru, pentru alte orașe, chiar din Oltenia, acum nu prea mai este așa, deci Vâlcea a cam ajuns, deci cu siguranță îl bate Craiova și părerea mea că și Târgu Jiu îl bate, mai ales după ce se va reuși să se termine cu lucrările, cu lucrările acestea, care noi avem un stil la Târgu de a face lucrări, le facem pe toate odată. Deci când blocăm, blocăm tot. Deci nu, nu le luăm și noi gradat, nu știu cum, e, cum sunt contractele semnate, nu e, până la urmă nu e treaba noastră decât din perspectiva cetățeanului se țânește inconfort pentru cetățenii din zonă, da, e una. Dar problema e că orașul, la or, deci practic, de la or, primele ori, primele ore la dimineții și până seara, se blochează efectiv la Târgu Jiu, pentru că ai lucrări. Ai în cea meu, ai lucrări peste pod, ai lucrări în uh, zona Preajba și toate celelalte. Da, 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 pe unde ai trece, tu ai lucrări. E foarte bine că se lucrează, e foarte bine că se face, dar dacă ar fi mai și în anii trecuți a fost la fel. Aveam ani în care se lucra la intrarea în oraș din toate direcțiile. Deci, parcă eram un oraș calamitat. E nevoie și se fac foarte multe investiții. Dar cred că o programare mai bună a lor ne-ar feri de multe neplăceri, pentru că, efectiv, nu poți traversa orașul. Deci, un coșmar, Târgu Jiu, la acest moment, și atenție! Adică să nu ne facem suntem... centura, dacă vrem da. uh, trecem nu, nu. de el, că prin el... Și spune. mai vedem și cu... Și mai vedem și cu, și centura, cu centura, pentru că dacă la stadion lucrurile sunt, în, din ce știu eu, în, în un stadiu avansat ba din contră. Chiar am înțeles că s-a mers chiar cu un puțin avantaj față de grafic, s-a depășit puțin graficul, la centură mai sunt probleme. Deci, din ce știu eu, există o întârziere de câteva luni, chiar la lucrări și mie că această diferență se va accentua în următoarele luni pentru că mai sunt două, trei luni calde și după aceea vor veni problemele de, legate de anotim, nu de și iată ce curiozități oferă vremea în ultimul da. timp. Putem avea o iarnă grea sau o iarnă care se poate lucra, depinde. Dar întorcându-ne la politica Corect. din Oltenia, o, la Craiova. E o situație interesantă la Craiova. Practic, Olguța Vasilescu, liderul de facto al PSD-ului, e și vicepreședinte la nivel național, a, nu are, deci controlează practic totul, în sensul că opoziția liberalii și-au decimat pe fostul fotbalist Pavel Badea, care l-au dat candidat și mai și pe locul 3, uh, nu are... Uh, opoziția nu are nerv, au făcut o reorganizare la acest moment, dar practic nu poate emite pretenții. Deci la acest moment, uh, de departe, uh, Oltenia, avem o simplă, deci cu excepția râmnicului Vâlcea, dar care n-a fost fie PSD cam niciodată, pe zona cealaltă, celorlalte patru județe, practic, bine, acum și la Olt există un echilibru, dar pe ansamblu Oltenia este controlată, este rămâne de stânga, așa cum a fost tradiția din ultimii, din ultimii ani. Uh, apropo de Craiova, uh, e un oraș și administrația a mers, iată, la Dolj, s-a mers pe, pe vechiul președinte al Consiliului Județean, deci au mers pe continuitate. La nivelul primăriei au continuitate Olguța-Vasilescu, deci am putea spune că singurul adversar putem să-i zicem și politic, cu ghilimele de rigoare, al Olguței-Vasilescu este DNA-ul, <laughs> pentru că are niște probleme acolo. Deci cu siguranță cu opoziția da, politică. Vedem. Da. Aici care depinde creștigă. pentru că e un, e un dosar pe rol, s-ar putea să mai apară și altele, dar cu sigur și în general pentru primari pentru primari vremurile sunt destul de, de vitrege la acest moment cred că există cumva sunt și vânați pentru că legislația este în așa fel făcută încât este foarte subțire diferența între lege și fără de lege cum s-ar spune și orice primar aproape din România poate fi, dacă e pe lista neagră sau în orice caz nu e în partidul care trebuie, vorbeam noi mai, mai devreme, poate să aibă probleme. Și ca să ne întoarcem puțin la Gorj, pentru că am omis un subiect important, în timp ce PMP-ul se pupă cu UNEPR-ul, să nu zic unde, în bot, așa se spune, mm -hmm. așa, să nu ne gândim, Doamne ferește, în alte lucruri urâte, Păi ori e fuziune și crește PMP-ul Ori sunt demisii din PMP Care-i treaba? Păi, Sau nu au se face loc pentru uneperiști Și pleacă PMP-știi care nu da, au loc pe S-ar putea spune că se face loc Nu, e o situație ciudată aici la Gorj Pentru că PMP-ul e adevărat A fost confiscat Așa sunt acuzațiile celor care pleacă De familia Davițoi Și în această situație Ceilalți Care vreau să candideze au plecat destul de hotărâți, deci după înregistrarea celor doi deputați veniți pe PSD care practic au plecat din partid, scalat Iriza, regăsindu-l deja în rândul lealde. Absolut, și în, celălalt în absolut le... celălalt Upeangă. bănuiesc că se va în aceeași direcție. Că El că, că, se duce la pensie. Sau se duce la zice pensie. Lumea. Nu știu dacă chiar că la PSD sigur nu va mai fi primit. <laughs> și nu, în, nu e loc. Da, și în varianta asta nu, nu văd unde ar putea să să meargă la acest moment că știți cum e, au, partidele nu mai sunt atât de numeroase ca să treci dintr unul într-altul, iar unii au trecut prin mai multe. Deci deja au putem să... Le-au terminat. Da. De, <laughs> prague, nu mai au unde să da. Bă, Bănuiesc că nu se încurcă cu partii de mici care n-au șanse la să facă pragul electoral și atunci de, degeaba să mai cheltuie resurse sau și, și fizice și de celălalt. Plus că Vasile Popeangă este la o vârstă venerabilă, deci cred că a depășit de mult vârsta de pensionare, așa că poate da? să meargă și la pensie. Da, 67-68 de ani are, așa că... Păi și ce, că primul ministru din Marea Britanie are peste 60 de ani. Doamna, de doamna, 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 nou nu doamna doamna prim-ministru, de asta, credeam că nu, vrei, nu, nu era, la, da, nu era chiar. Nu așa la care în cântă culava, era pornită. Nu? <laughs> da, da. Apropo de deci situația de aici, a plecat și partea tânără din partid, Cătălin Brăilă, cel care a avut o implicare mare în alegerile locale și care a demisionat surprinzător din Consiliul Județean. Acum începem să ne întrebăm dacă acea demisie n-a fost cumva forțată, deci n-a avut alte lucruri în spate, e posibil și asta, a plecat cu Organizația Tineret. Deci, practic, sunt liderii principali organizații de Tineret din județa ale PMP-ului, au plecat din a, la acest moment din partid. Și unde s-au dus? Nu au anunțat, probabil că nu există la acest moment un alt proiect politic și e cu atât mai surprinzător faptul că pleacă, deci lucrurile stau atât de rău în PMP, încât aceștia au plecat și fără să-și găsească, că de regulă Poate când pleci dintr-un partid... Tânărul PMP. Da, există. E posibil să mai apară. Sau PMP are patnara. Le e, dăm idei. E posibil, din ce se spune pe surse, n-a apărut din ce am văzut în media. Se pare că la acest moment Cătălin Brăilă și apropiații lui negociază formarea acelui partid Uniunea Salvației România, România de data aceasta care își caută să facă Oamenii. filiale județene și din ce am înțeles se poartă niște discuții de acest gen, nerecunoscute de nimeni, dar posibil, nu prea iese fum fără foc. De mai ce? ales că a fost o mare surpriză acest partid la nivel, partid de, București. La nivel de București. Și în același timp ce nu? cei tineri de la PMP nu sunt implicați în scandaluri sau alte lucruri, așa că pot să fie acceptați. Să România da, pot să fie înacceptați în acel, în acel partid. Bine, să sperăm că nu vom salva România dacă acest partid se va înființa și la gol și în toată țara cu personaje de mult trecute prin politica românească. Adică să-l vedem după 20 de ani de politică chiar la nivel înalt. Adică mi-ar fi greu să-l văd pe Vasile Popeangă, chiar Aia dacă nu toată, toată, <laughs> nu, toată stima pentru domnia sa ca și parlamentar, ca profesor, dar să-l văd pe dânsul a salvați România care spune că nu cu oameni care n-au prea făcut politică sau nu știu ce, ar fi cam ciudat. Deși în politică să nu spui niciodată, niciodată, cum s-ar spune. Sau... Păi ce o să zică? Băi, dar am venit să-i învăț pe tineri ăștia cum se face politică. nu nicio problemă. După Aici aia mă retrag. După aia. Da, uite, așa se mai face rostul mandat. <laughs> Bine, am glumit acum, chiar nu știu situația. Am văzut declarația domnului Popeangă că se gândește la pensionare, cum la fel am văzut și declarația lui Scarlat Iriza care spune că n-a negociat nimic cu ALDE, a devenit membru ALDE. Dar va fi pe liste. Depinde pe ce poziție. Pe cum a poziție. negociat dacă știe că e pe liste? Asta e declarația domnii sale. Deci eu De am unde ci... știi că eu am citit pe liste liste dacă, dacă doar te-ai inscris uh, în partid? Dar este, este și o mică știi problemă. că ești pe listă, dar ai negociat nimic. Este o mică problemă. Domnul Iriza va trebui să capaciteze și dânsuare resurse electorale, în sensul că poate mobiliza foarte mulți oameni. Uh, știe să facă... Uh, campanii electorale, e un, un, om cu experiență, va trebui să tragă foarte tare, pentru că la ce știu eu la acest moment, uh, va fi cel, cel, mult pe locul 2, dacă nu va fi... Uh, Epii, nu? Uh, nu, cel, cel puțin, uh, cel mult pe locul 2, în sensul că va putea fi pe 3, pe 4, deci niciun caz pe locul 1, care e confiscat de Dian Popescu. Iar la acest moment... Uh, Vorbim uh, camera deputaților? Da, Dian Popescu merge... La Senat, nu, prea nu, nu cred că prind un, un senator. Vor avea pe cineva pe listă. Dar ce zice dacă vom avea și acolo o surpriză, în sensul pentru că, alte că pe pentru alte, da? În sensul că să mai vină cineva din afara partidului să candideze. Așa. Eu mă gândesc că acum și nu, nu știu, acum chiar e la nivel de speculație, dar având în vedere că nici Liviu Andrei nu se simte prea bine la, parte, la, la PMP, <laughs> să nu-l și pe el liberal în, în partidul, în Alde. Da, dar dacă Alde nu are șanse la un senator, de ce s-ar duce acolo? A, dacă alde. S ar duce și el acolo unde sunt locuri legibile. Dacă, alde, oricare? dacă alde devine a doua forță politică a Gursului, adică bate PNL-ul, are șanse, dar e greu nu să nu e imposibil. Nu e ne imposibil pentru că e în trend crescător. Da. Uh, acum mi-am minteam când vorbeam de Iriza și de faptul că are capacitatea. Are și capacitatea, dar mai are ceva. Uh, faptul că a fost foarte mult timp în PSD și uite, de exemplu, spunea cineva, mama e votaș, votai, mă, cu cine? Cu Iliescu! Care Iliescu nu mai era candidat de un milion de ani. E, ea pusese. nu mai era președinte sau candidat. Ea pusese pe trandafirii PSD-ului ștampila, știind ea că unde sunt trandafirii este Iliescu pe care ea îl iubea. Dar, de fapt, votase automat pe cel care candida în anul respectiv. E o chestie recentă. Iliescu n-a mai fost președinte și candidat de foarte mult timp. La fel de bine pot să zic că punem ștampila pe trandafiri și votăm cu Iliescu și votăm pe Iriza. Și, de fapt, votăm PSD-ul. Dar nu, nu mai votăm pe Iriza, că el nu mai e la PSD. Da, Deci s-ar putea ca o parte din PSD-ul să meargă tot cu PSD-ul, chiar dacă el i-a mângheat pe frunte mult timp când a fost parlamentar în zona lor, că, în rest, mai mult de atât nu știu ce le-a putut face. Dovadă că implicarea lui Scarat Iriza în alegerile locale nu au ridicat PMP-ul foarte mult. Deci faptul că a trecut de la un partid adversar al lui Traian Băsescu sub pulpana lui Traian Băsescu n-a prea fost uh, cu un succes pentru Scarla Tiriza. și acum, acum nu prinde nici listele, E și mai uh, e, de asta a și plecat din acest uh, partid. Faptul că se duce la Alde e mai în logică cumva pentru că Alde este acolo lângă PSD la acest moment, gândesc la fel până la urmă într-o într anumită, într anumită direcție. Păi bine, dar el când a plecat ca un mare politician la PMP, n-a simțit că nu... E nu, a, că el nu a -aibă... plecat după ceartă cu Ion Călinoiu, ideea fiind, deci oficială, fiind că Călinoiu nu respectă doleanțele electorale, în fine ale lui, el, și de fapt fiind vorba de nu știu ce funcție care n-a primit-o un apropiat sau soția Domnului Irisa, ceva de genul ăsta. Deci, asta a fost Așa nemulțumirea. -a supărat, domnia, da, ceva de genul ăsta. Deci avem speculat. un mesaj care spune, cred că a trecut la ALDE după alegeri, că a văzut ce bine le merge. Da. Deci, că că Alde a e... la alte după alegeri, nu? Da. Deci, după alegeri, acum, dintr-o dată, de fapt, a trecut acum, în ultimile săptămâni, când au început să... cu, cu zestra electorală care o au după alegerile locale, încep să facă listele. Și la PMP. Ce întâmplare? La Senat candidează fratele domnului Davițoiu, Leșu Davițoiu, și la Camera Deputaților Nicolae Davițoiu. Deci de aia spuneam că familia Davițoiu este prezentă în ambele, dar nevalidată electoral în alegerile locale. Nu știu cum, de deci ce ar trebui să candideze ambii frați în condițiile în care vectorii de imagine ai PMP-ului în această campanie electorală au fost cei doi deputați de la PSD și Liviu Andrei și familia Brăilă, Cătălin Brăilă, de fapt, că uh, se, Brăilă senior a candidat uh, pentru primăria de la Băleș, dar a făcut un uh, scor nu foarte concludente și în pe locul 4 în competiție. Deci, uh, PMP-ul e la ora unde, și de asta zic că, uh, practic, hemoragia nu s-a terminat din, uh, din PMP, bănuiesc că vor mai pleca și alții și interesant este, pe mine mă surprind, adică am văzut în aceste zile o declarație care s-ar putea să se transforme aici la Gorj într-un fiasco fuziunea PMP-UNPR pentru că cei de la UNPR se gândesc să plece în PSD și, aici, și cei de la Gorj. Bine, e și greu să-l vezi, de exemplu, liderul mai cunoscut, Marius Laicu, fostul subprefect, să-l vezi după o viață de stânga sau centru-stânga, să-l vezi în Partidul Traian Băsescu, mai ales că el a fost unul dintre cei critici acizi ai lui, ai lui Traian Băsescu. Deci, mai degrabă, s-ar putea ca aceștia să meargă spre, spre PSD, aici, în Județul Gorș. Păi, de exemplu, când Iriza pleacă din PSD, după ce stă atâta timp parlamentar, da, și diverse funcții ce a avut se duce în PMP, care e cealaltă parte, da? După care se întoarce la ALDE, care ALDE este împreună cu... PSD-ul. PSD-ul. Câtă verticalitate vedem în oamenii politici? Dar... Ca să dăm doar un exemplu. Nu putem să vorbim de verticalitate în cazul oamenilor politici, deși clasa noastră politică, așa cum a fost bună, rea, are merite incontestabile după 1989. În general, nu mă refer la cei de la Gorj. Eu rămân la părerea că, în general, parlamentarii de Gorj, în totalitatea lor, au avut prestații mediocre la nivelul Parlamentului. Și de ce vă spun, vă spun acest lucru? Dacă ar fi să numim, așa, deci din ăștia ultimii 27 de ani, să numim un top al primilor 3 parlamentari ca eficiență, să zic, mă, au făcut foarte multe lucruri pentru gorși sau pentru țară, nu neapărat pentru gorși, nu prea avem cu ce să ne mândrim așa. Adică, niciunul n-a rupt inima târgului să bă, a venit colege senzațional, a făcut ceva pentru gorș, nu știu cât. nu Da, ce mi-amintesc eu o, foarte interesant că nu neapărat Iriza, în general, înainte de alegerile de acum patru ani, când încă se mai permiteau a se pune benere și toată pavoazarea asta dinainte de campania sau în timpul campaniei electorale, treceam prin Roșia de Amaradia. Cred că Iriza în zona aia candidat, nu? Că parcă de el râdeam. Ține și Roșia de Amaradia. Da. Zona și alții, el și alții. Cărbune și alte zone. Spre el, el și alții. Sun. Am văzut fața. Deci Roșia de Amaradia, satul Seciurile, dărâmat de alunecările de teren, refăcut, cârpit pe aici pe acolo. Cârpit! Nu se poate spune că s-a făcut mai mult. Încă sunt acolo case povârnite și stânsă cadă și unii oameni s-au mutat, le-au reparat, le-au lipit, așa uh, povârnite cum erau și stau în ele așa, alții le-au lăsat de izbeliște. Sunt unele care e crăpătura de un metru prin ele, de sus până jos, nici că le-au demolat. Deci arată satul ca aproape atunci când s-a întâmplat, nu știu, 2006-2007, nu știu când s-a întâmplat, de foarte mult timp, 2006, A, îmi spune, deja acum 10 ani, dar era plin de benere, frate, satul și nici nu începuse campania, deci furase un pic startul, băieții. Benere pentru parlamentari. Cum să pui în seciurile, frate, benere? Să umpli strada de benere? N-ai făcut nimic 10 ani pentru ei, dar umpli strada de BNR. Stați puțin că apropo... Mă rog, atunci, acum 4 ani, deci... Apropo cu a, fi, cu a fi făcut ceva pentru seciuri. Are o problemă CO cu zona seciuri și s-a pierdut un proces... CO a pierdut procesul în instanță, deci va trebui să refacă zona respectivă. Dar aș vrea să spun altceva. Până la urmă, statul român, autoritățile, au creat zona Câmpul Mare pentru zona seciuri. Că oamenii au refuzat să se mute, e o altă discuție. Practic, ei sunt proprietari, la câmp, sau cum sunt, au primit acele case la Câmpul Mare, că am impresia că nu sunt încă proprietari, știu că e o problemă de genul ăsta, deci nu, nu știu, le-au în concesiune, nu știu cum le-au, deci e un, e un sistem juridic ciudat. proprietatea asupra casei pe perioada și a, Existențe... drept asupra terenului pe perioada existenței construcției. Ceva de genul, da. Dar ce vreau să spun, în schimb și-au păstrat terenurile și proprietățile din zona respectivă chiar dacă ele au fost avariate. Deci ar cam trebui, nu sunt nici în car, nici în căruță. Deci ar trebui să se lămurească și această situație pe undeva. E adevărat că nu se dau duși din casa părintească, din ograda părintească, dar zona de acolo e în continuare cu probleme și încă se mișcă, din ce am înțeles, am văzut chiar... Cei de la Agenția de Mediu spuneau despre faptul că există probleme acolo în continuare, deci nu sunt rezolvate. Deci de consolidarea zonei nu cred că se poate vorbi din partea autorităților în sensul că ridică probleme. Ori, în condițiile astea, logic ar fi fost ca tot satul să fie strămutat, să ne gândim cum se întâmplă în minerit muți stră, tot, toată zona, o muți într altă parte. Așa ar fi trebuit să se facă și, la, și în zona seciuri, cu riscul de că poate să uită oameni la noi de acolo, pentru că există riscul. Oamenii nu sunt conștienți de chestia asta, unii dintre ei, mai ales cei mai în vârstă, dar dacă, să zicem așa, se vor mai produce alte lucruri și vor dispărea case în, în, sub pământ, pentru că acolo sunt, a fost o zonă minieră, e, sunt galeriile pe sub, sunt, sunt, sunt probleme în continuare. Și iată ce au fost, că s-au produs în zonele la Vâlcea, s-au înregistrat probleme în Moldova, s-au înregistrat probleme de acest gen. La un moment dat, chiar dacă fusese inițial, a fost numai o alunecare și au produs probleme, se pot întâmpla și alte lucruri. Cam a adus vorba de seciuri. Întorcându-ne la politică, trebuie spus că în această vară, cu siguranță de deci ce vedem noi acum, practic la începutul sezonului de transferuri cu ghilimele de rigoare, s-ar putea să fie să, să mai evolueze. În sensul că din ce vedem noi cele mai multe transferuri dorește să le facă total. Pe lângă faptul că a recuperat cei doi parlamentari din, din curtea PMP-ului a existat o ofertă căreia nu i s-a dat curs, nu știu, probabil n-au fost, ca să păstrăm notă din lumea fotbalului, n-au fost suficient bani transfer, nu s-au înțeles la bani, <laughs> nu, glumesc acum, uh, Marcel Romanescu a fost ofertat chiar cu conducerea fi, uh, filialei locale, filialei municipale a ALDE, deci în momentul când el a fost trecut pe linie moartă, în, în sensul că n-a fost la să candideze la primărie, Marcel Romanescu a fost tentat cu asemenea funcție în, în ALDE și apropo de transferuri eu aș, aș începe să privesc mai atent apropo de politica gorjeană și comportarea PRU și de ce vă spun acest lucru chiar dacă și în PRU a fost o să zicem așa la nivel de țară a plecat inclusiv celebru luptător Ghiță cel care conducea Liga Vlad Țepeș sau aceea cu luptătorii Uh, PRU a, a început să-și definească -o pe, pe segmentul naționalist. Noi nu mai avem un momentul de față un partid. Electorat există. Dacă celelalte partide nu schimbă discursul, mai românesc așa, acest partid poate veni din urmă și să câștige treptat, treptat un electorat pe care l-a folosit ani de zile Partidul România Mare sau alte partide. La acest moment, uh, acest electorat este împărțit cumva între. PSD, pe, uh, între PSD, chiar și cei de la ALDE folosesc, și chiar PMP-ul folosește cumva acest discurs mai naționalist. Traian Băsescu a devenit un campion al naționalismului în ultimile luni, tocmai pentru a aduce acest electoral lângă partidul său. Păi să nu uităm momentul când Traian Băsescu câștiga de mână cu Condescu sau Condescu spunea că e de mână cu Traian Băsescu. Când dea comunicat de presă din partea sindicatelor miniere, el ca președinte, în care spunea că mă, partidul lui Băsescu, care era atunci pe deuda, și cu 2004 se întâmplă asta, cred, Hello. și cu PRM fac și dreg. Și da. PRM-ul habar n-avea. Nu, nu, în comunicat nu scria asta, în comunicat scria că. Minerii îl susțin pe Traian Băsescu, da? iar după care s-au împrăștiat niște fluturași în care scria și îi am acei fluturași, dacă doriți, vă aduc proba, dragi telespectatori, dacă e cineva care are vreun dubiu. Deci am acele documente, am scris la vremea aceea, s-au împrăștiat niște fluturași în care ar fi fost PD-ul de mână cu PRM-ul că PD-ul cu PRM-ul, așa cum PRM-ul și mereu apărea PRM-ul și automat electoratul prm între cele două tururi de scrutin, da, a, a fost lucrat. orientat întâmplător. Adică ei nu și-au dat seama, ei au crezut oamenii că, bă, da, trebuie că, uite, al nostru Vadim e cu alu, alu Băsescu. Hai să votăm cu el. Deci a fost o mare manipulare atunci, iar eu când făceam acea închetă de presă, spuneam, am verificat la statistică, și unde Condescu spunea că practic după aceea se bătea cu pomii în piept că l-a ajutat pe Băsescu L-a făcut președinte alegeri, pe Traian l -a Băsescu, făcut, Băsescu, așa spune. L-a făcut da. președinte pe Traian Băsescu în orașele miniere, în localitățile miniere, PDU, adică Băsescu, că vorbim de alegerile prezidențiale, nu a câștigat alegerile. Și atunci unde au avut? Cine a votat? Dacă Dar s-a dat întrebăm, acel comunicat dacă întrebăm, însă deci a manipularea a funcționat, a rămas cu eticheta aceasta că el a fost cu toate că statistica spune că nu a câștigat și Băsescu cu și cu minere. siguranță statistica nu minte, nu minte de data aceasta că, da, dar s-ar putea ca în țară să fi rămas imaginea asta minerii îl sprijină pe Traian Băsescu și unii oameni să vi vota cu el pe de altă parte, dacă ne aducem aminte că din păcate din Tudor nu mai este printre noi, dar dacă ne aducem aminte, perioada primii 5-6 ani din epoca Băsescu, Corneliu Vadim Tudor a avut o poziție oscilantă. Deci mai întâi l-a făcut președinte pe Traian Băsescu, cu voie sau fără voie, că poate au fost, avea foarte, mulți, foarte multe personaje dubioase în spatele său în PRM, e posibil că au unii să fi jucat în alte, cu în altă echipă. Pe de altă parte, deci a avut perioade de apropiere și de joană, după aceea de atacuri la joană, de reapropiere de Băsescu, tot la fel. Deci sunt momente în care uh, acest electorat a fost, uh, a fost speculat foarte mult, inclusiv de partidul care a apăruse la momentul acela, o Gigi Becali. Și ei au mers, toată lumea s-a dus pe electoratul ăsta. La acest moment și întorcându-ne în, în zilele noastre, pe electoratul naționalist practic nu se bate decât oficial, să spunem așa, se bate PRU, dar e un partid mic, care nu are încă putere, și partidul PVP-ul, lui Traian Băsescu, la acest moment. Că își doresc și alții, asta e altă treabă. Problema este, și eu cred că aici are PSD-ul are o mare problemă, Adrian Năstase, această săptămână, făcea pe blogul propriu o analiză de acest gen că... Colegul nostru de presă. Da, mai nou. Adriana <laughs> uh, Adrian Stase... Adică colegul nu al nostru al lensatului. Da, Dacă în are general... un blog se cheamă că și ziarist. Da. Toată lumea care are un blog Adrian atrăgea atenția liderilor PSD-ului că riscă să piardă alegerile din toamnă, chiar dacă sunt pe cai mari, pentru că nu vor face, nu vor depăși 40%. Fatidic, cu, da, fatidic cu 40%, care nu, nu va, va, depăși, știți, nu l-a depășit nici Ponta la președinție, cam ăsta e electoratul psd ului Păi și de ce ar pierde alegerile dacă nu câștigă 40%? Păi bun, dacă are, Intră, are 40%, și... dacă alte nu face diferența să depășească 50%. Și rămâne de partea PSD-ului? Da. Problema este că președintele poate numi un alt prim-ministru în fruntea, se poate construi o coaliție în jurul al cuiva, prim, premierului meu de exemplu să zicem că până la urmă premierul nu a spus premierul meu, poate o folosește în, în perioada Dar următoare bine. ce, ce spunea Adriană Stase și cred că aici se impune pe scena politică românească se simte la acest moment nevoia unui alt partid de stânga mai de stânga decât PSD-ul, deci un, un partid socialist pentru că Partidul Social-Democrat nu mai este, deci deja a devenit, s-a centrat rău de tot dacă nu a luat-o spre dreapta, de fapt guvernările sale sunt de dreapta, nu sunt de stânga, ce au avut. Mai au măsuri și mai au lideri care dau o imagine de stânga, dar PSD-ul nu mai este un partid de stânga și electoratul de stânga, dezamăgit, trebuie preluat, de, în momentul de față, PMP-ul nu poate prelua electorat de stânga, clar, liberalii nu. Cineva îl poate exploata, acest electorat, care poate schimba soarta alegerilor și, după cum sugera Adrian Năstase, Ideea ar fi să, să, se punească cu un, partid, un alt partid de stânga, lângă PSD. Eu cred semnul care, ce îmi spune mie la acest moment și se tot vorbește și se speculează, în această vară s-ar putea să asistăm la o PSD-ului. Există clar neînțelegeri la nivel central între lideri și e posibil ca un Victor Ponta, de exemplu, să-l vedem cu un alt partid mai de stânga decât, Mai, de stânga. mai de stânga decât, este, decât este în momentul de față PSD-ul și cu un discurs puțin mai direct la electorat, adică să spună și anumite lucruri pe care nu se spun în politica românească, dar care sunt adevărate. Ce face Victor Ponta acum pe blog, Alziarist. Da, pe blog, scuzați-mă, pe, pe, Facebook, pe Facebook acele declarații par a prefigura ceva de acest gen. Dacă Adrian Năstase, mentorul său, anunță, de fapt, nou partid sau nu, n-am de unde să știu, dar eu aș, am citit-o în această cheie. Problema e că un partid care apare acum, indiferent că l-ar avea pe Iliescu Năstase ponta de mână, nu știu dacă reușește să facă pragul electoral, pentru că e vorba de notorietate. S-au mai văzut cazuri în anii 90, când s-a spart FSN-ul două, FDSN și FSN, și partidul respectiv a și câștigat alegerile într-un interval de 5-6 luni. Dar acum deja nu mai sunt 5-6 luni, e mai puțin. Avem o întrebare: cine, cu cine vor vota minerii acum? Că tot vorbirea oltenește despre minerii. E, cred că, cred, Care cum au votat atunci? Cred în 2004. că e dificilă întrebarea, din cel puțin două motive. Avem, pe de o parte, epoca Ciurel foarte proastă în fruntea CO-ului și mai ales foarte proastă la comunicarea, mai vorbim noi asta și uh, problema care se pune este că și Maua de care vorbea Ponta ca salvat-o, n-a fost o epocă prea bună pentru Minerit dar avem clar, pe partea cealaltă, Partidul Național Liberal care refuză să aibă o strategie pe Minerit deci practic nu mai există nimic n-au -au fost în stare nici măcar să aducă niște lideri de greutate la Târgu Jus să spună ce și cum ei spună, nu, nu să da, Ei nu ia în calcul, la acest moment, să mă contrazică dacă există o luare de poziție, n am văzut-o, nu ia în calcul salvarea mineritului. E, Ori în aceste condiții, părerea, părerea mea este că uh, minerii vor fi condamnați să meargă spre, să zicem așa, totul spre PSD-ALDE, chiar dacă federația cea mai puternică din federația FNMEU, Federația Națională Mine Energie, are, să spunem așa, rădăcini mari de dreapta și totdeauna s-a orientat spre PNL, PDL și toate celelalte. Da, deci prob probabil că electoratul se va împărți așa cum a fost împărțit totdeauna în minerit, deci nu va fi într-o anumită direcție. Ca să mă amintesc Bine, de campania că... electorală, mai aveți două minute, spune cronometru, să tragem concluzii. Concluziile uh, sunt uh, foarte clare. Este un uh, momentul de față o luptă pe viață și pe moarte în toate partidele. Pentru a lista. -o. Pentru lista ca, aceea mai ales că acum de la parlamentare uh, da, contează foarte mult. Deci poziția pe listă. Da. Deci pe locurile pe eligibil, socotit, bine, socotite nu... eligibile. Uh, a doua problemă nu se lucrează și din nou mă așteptam să văd mai multe lucruri. Uh, Bănuiesc că se va lucra în perioada următoare, nu avem programe de guvernare, deci nu avem niște programe foarte clare de ce se va face. Iată, vorbeam de minerit. Nici păi se foarte clar. Păi în decembrie. Păi bun, noi trebuie să avem... Ce un... să mai muncească guvernul de acum? Păi avem... nu, nu, a, partidele? Partidele. Să-și facă, adică... Păi poate muncesc, să le spună nou. Dacă vine pe... Da, da, trebuie să fie cunoscut de electorat. Adică eu votez liberalii pentru că fac așa cu ce să zicem. Păi da, da, ei zic în felul următor. Dacă eu o spun acum ce am de gând, îmi copiază ăia proiectele de, de conducere a țării de aia nu spun de-acum, las că spun în campanie cu o săptămână înainte, ca să nu uite românul. Sau să-l audă. Cred că uite. mai degrabă asta e. Deci, apropo de, de situația asta, românii riscă să nu știe foarte mult din programe și dacă era exista asta, pentru că le anunț foarte târziu. Campania electorală, ați văzut în ce anonima s-a desfășurat. Nu, da, asta ce, va fi de da, În ce anonima s-a desfășurat cea locală. Deci, în condițiile astea, nu vor, nu vor afla foarte multe și vor vota din nou. Adică, votăm cu Iliescu, de, de, de exemplu. Iliescu. Sau poate îl votăm pe Chintus, că <laughs> votăm liberalii. Sau pe, cum îl cheamă, asta de. apare pe la emisiunile show-urile, fostul primar al Bucureștiului. Lis. Lis. Votăm pe Lis, nu? Da, dar el n-a avut un partid în spate. Nu contează, era, da, are 90, notorietate. Foarte, <laughs> da, dacă acolo, pe notorietate, s-ar putea acum, cum a încercat Vadim, la vreo tot am vorbit astăzi de Vadim mai mult, a încercat la un, un moment dat am, da, să, ia, să ia cântă, deci Mirina Login, Dolănescu și alții care au fost parlamentari. Oana Zăvăranu. Zăvoranu. Oana Zăvoranu. Oamenii nu știu, nici nu, nu, nu știu dacă a ajuns parlamentarul în Zaval. Nu, nu, nu. nu, mai intra momentul ăla pe RM ul deja nu, nu mai cred, era partidul, da, nu mai era partidul care. Deci, ce vreau să spun și cu asta, să zicem concluziile de uh, e vacanță, partid și parlament, uh, partidele spuneau că nu ia că se pregătesc dar am senzația că chiar e vacanță. Dovada cea mai bună e că dacă suni în zilele acestea să chemi un politician, o să-l găsești pe la nu știu ce piscină sau deja ai plecat la mare, la munte sau nu știu unde. Deci ai că la nu vreau să vină nici în campanie și a fost și moca. Păi, în campanie... Ce ai să... Aici la televizor să comunice la oameni. Da. Dar abia i-am prins să-i aducem ce pe aici. Ce să, spună După unii, dintre că... ei? Uh, am terminat emisiunea. Așa că nu mai spunem nimic nici noi. Deci, mulțumesc pentru prezența în studio. O să analizăm în continuare și să ținem lupa pe politica gorjenească și oltenească pentru că vin alegerile și oricum tot timpul trebuie să fim pe fază și să încercăm să le explicăm la cetățeni care-i treaba. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, la revedere!